Bun găsit! Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de ploi puternice pe întreg teritoriul țării. Și în această după-amiază ne așteaptă precipitații cu descărcări electrice și vijelie. Isolat va cădea și grindină. Vântul va sufla în rafale de până la 70 de km pe oră. Avertizarea este valabilă până seara la ora 10. De asemenea, a fost emisă și o avertizare hidrologică pentru lacul de acumulare Costești-Stânca. Nivelul apei ar putea crește cu până la 3 metri. Avertizarea este valabilă până în data de 3 iulie. O avertizare hidrologică rămâne în vigoare și pentru revărsarea apei în Lunca Prutului, zona satului Criva și a orașului Costești. Nivelul apei ar putea crește cu până la 1,5 metri. Avertizarea este valabilă până în data de 19 iunie. În următoarele zile, termometrele vor indica între 25 și 27 de grade ziua, iar noaptea între 15 și 17 grade Celsius.